Pacienții care vin la dumneavoastră cu astfel de probleme, cu siguranță sunt interesați să știe, domne, în cât timp plec eu acasă, în cât timp se rezolvă problema asta. Știu că e greu de exprimat, e greu de stabilit în zile sau în săptămâni sau așa mai departe. Și atunci ce le spuneți celor care vă întreabă, intră în cabinetul nostru și vă întreabă, doamna doctor, în cât timp o să plec acasă? În cât timp rezolvați această problemă? Planul de recuperare, în principal, îl stabilim pentru 2 săptămâni din start și vom urmări evoluția. La finalul programului acest vom face o reevaluare și considerăm dacă este de continuat sau va reveni peste 6 luni când este benefic să mai efectuăm încă o dată programul. OCH are aparatură modernă. Vreau să-mi vorbiți puțin despre aparatura pe care o folosiți și tehnicile pe care le folosiți în recuperarea pacienților cu astfel de probleme. Bun. Vom recomanda o combinație de terapii în general pentru a avea o eficacitate în tratament și sunt fie din cadrul dispozitivelor de electroterapie care sunt de joasă, de medie frecvență, de înaltă frecvență, pentru a ajuta contracturile musculare și cu scop antalgic. Diverse dispozitive pe partea de kinetoterapie, unde la fel avem nevoie de a lucra pe anumite exerciții. De cuvinte, merg la o sală de, un fel de sală de gimnastică, dar mai medicală. Este mult medical vorbind, pentru că cu atât mai mult supravegherea de către kinetoterapeut, când sunt exemplificate exercițiile urmărite și corectate, fie că sunt la spalier, la salteluțe, fie pe aparatele speciale ale OCH-ului, aparatele HUR, care sunt pe bază de aer comprimat, unde rezistențele pentru anumite grupe musculare sunt bine setate și nu sunt cu risc de a provoca alte dureri sau de a mai... De a răutăți cumva situația până la urmă. Complica, exact, fiind supravegherea non-stop. Mai special este bazinul terapeutic, care cu adevărat mișcarea blândă în apă este mult mai utilă în cazul persoanelor care chiar prezintă dureri la mișcare și atunci mișcarea în apă este mult mai benefică. Aici vreau să ajung. Bazinul ăla arată foarte bine. Aveți acolo și biciclete sub apă, aveți tot felul de... Inclusiv camere video am văzut. La ce ajută un astfel de bazin un pacient care vine la noastră? Deosebit de important și ajută și în urmărirea noastră și, și din punctul pacientului de vedere, deoarece apele, camerele care sunt setate în apă monitorizează și își vede singur mișcarea, dar și noi putem să corectăm și mai bine mișcările și exercițiile respective. Bicicleta în apă la fel are rolul deosebit, având și un jet subacval din față, creând o rezistență. Și cu vite noți, ca și mai nota în ocean sau în mare. Da, contra curentului respectiv, unde putem mima anumite mișcări de not și inclusiv cele la bicicletă. Accesoriile acestea sunt deosebit de importante. Plus celelalte exerciții cu specific pentru coloană, exemplificate de kinetoterapeut în apă, unde la fel, atât musculatura abdominală cât și paravertebrală este lucrată exact așa cum ne dorim. Ați tot vorbit de kinetoterapeut și de personalul care e aici. Haideți să-mi spuneți câteva cuvinte despre ce specialiști aveți, cât sunt aici la OCH și care au grijă de astfel de pacienți. Da, echipa noastră este grupată și pe partea de bazin și pe partea de sală la gimnastica medicală, unde supravegherea întotdeauna este strictă, pentru că fiecare pacient are planul individual de recuperare și conform indicațiile medicului trebuie să urmărite exact obiectivele respective. Deci câți oameni ar fi care se ocupă de, eu știu, vin aici ca și pacient, câți oameni vor avea grijă de mine? Oh, destui. Atât la electroterapie, când pacientul este cele 30-40 minute care sunt dedicate terapiei, asistentul de electroterapie va sta numai lângă pacient, urmărind exact intensitatea curentului, exact durata și ceea ce simte pacientul. Dacă e confortabil pe pat, dacă îl doare sau nu o anumită regiune.
atât în același timp cât și la sala de gimnastică, atunci când un exercițiu nu este corect efectuat, imediat este kinetoterapeutul în prezență și... Deci nu ai cum să faci ceva greșit, îți iese întotdeauna. Caz, ba mai mult... Asta e, ne și explicăm pacienților să învețe împreună cu, de la echipă tot ce li se explică, inclusiv la bazin, când nu e doar un bazin, nu notăm, nu se fac alte lucruri... Nu ne bălăcim în apă, cu alte cuvinte, ci facem proceduri medicale. Și stricte exercițiile care sunt, da, bine, bine explicate. Bun, pacientul care vine și face toate aceste proceduri, înțeleg că în 2 săptămâni poate să-și dea seama sau puteți să vă dați seama dacă mai are sau nu nevoie, se va întoarce mai târziu, îl verificați și după un alt număr de luni, de exemplu? Și așa, dar în principal verificarea este cea esențială de după 2 săptămâni, tocmai și cele mai frecvente cazuri sunt în evoluție favorabilă, inclusiv comparăm prima zi de când a început și chiar schimbarea este și a grimasei și a mimicii pacientului când la sfârșitul programului devine chiar mult mai zâmbitor, mai relaxat. La final aș vrea să vă întreb așa, în momentul în care un pacient are astfel de probleme, înțelegem prevenția, dar un sfat pentru cei care au astfel de probleme și aș vrea să le spuneți de ce ar trebui să vină aici la OCH să rezolve această problemă. Chiar dacă nu sunt poate dureri de... pot fi recomandate, poate calmante, e bine să se prezinte. E bine dacă locul de muncă este solicitant sau extrema cealaltă sedentar, tocmai și în vederea unei întrețineri. Pentru că automat tot ce ține în ziua de astăzi ca job, fie că stăm prea mult jos sau prea mult cărăm, un program de recuperare prin gimnastică medicală este esențial. Tonusul muscular are altă pregătire, ca să zicem așa, și pot să vină de întreținere. De 2-3 ori pe săptămână suntem pe fondul a 10 ședințe ca și grup de idee și pot să fie efectuate de întreținere ulterior, tot sub supravegherea medicală și tipizarea exercițiilor. Asta e mai mult preventiv sau e doar dacă apar dureri sau probleme? Preventiv. Preventiv, pentru că e mai bine să prevenim, să facem o profilaxie, decât să ajungem în momentul în care durerea este cruntă și chiar mai știm să dăm din colț în colț și începem să luăm calmante și să facem deja întreruperea poate activităților, aproape frânturi din luna respectivă, suntem în repaus. Cu alte cuvinte, preferăm să prevenim decât să ajungem la operații sau la alte probleme mai grave. Da. Principiul nostru așa este. Recomandăm și promovăm mișcarea în general, încât să facem anumite prevenții.